Cred că acum le știm pe toate. Le știm deja. Avem așa. Ce trebuie să avem. Ați susținut în interiorul partidului. Unde e mapa? Aici este, la mine. Nu, la mine. Deși am încredere în ziariști. Așa. Bine. Ați susținut că este nevoie de o întinerire a partidului. Am zis că e nevoie de un prospătare și o întinerire a partidului. Am zis că în toată cariera mea politică m-am sprijinit pe votul femeilor și al tinerilor și că deși dacă era alegerea între Ludovic și Atanasiu, l-aș fi votat pe Ludovic, de data asta și ținând cont de interesul major al partidului de a răspunde schimbărilor care s-au întâmplat în ultimele alegeri, făcute mai ales de tineri, e bine ca în fruntea partidului să fie o tânără, deci și femeie, și tânără, și meritoasă. Contează mult că este femeie? Da. De ce? Pentru că femeile se țin de cuvânt. Bărbații nu? Eu sunt bărbat. Candidați, domnul Igor Viu, acum, având în vedere că se spunea și în interior, spunea domnul Crin Antonescu în interior, că urmează 2 ani complicați. Eu i-am spus și ei, i-am spus și lui Ludovic, indiferent cine se alege, eu voi rămâne alături de ei, de partidul ăsta în care m-am născut și unde probabil că acolo voi, nu probabil, sigur, acolo voi sfârși, și că legătura dintre cei doi candidați de a rămâne împreună în continuare este o garanție că partidul poate să meargă cum trebuie. Mulțumim. 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 Mulțumim.